și eu mulțumesc că doamna Manuela Dinescu știam că bine, după aia am greșit, eu am înțeles că nu mai bine și până la urmă a venit, deși nu este trecut în afiș, așa că îi dau microfonul. Permis să citesc, dar trebuie să mai nou aici. Am... În această carte, având un titlu incitant, da, autoarea își etalează o mare parte dintre fațetele personalității sale. Echilibru sufletesc, bun gust, raffinament, optimism, umor sănătos și, nu în ultimul rând, un ascuțit simț al observației și o bună cunoaștere a sufletului și psihologiei feminine. Cred, de fapt, că numai o femeie se poate aventura pe misterioasa și complicata planetă a femeilor. Iar efectul principal este acela că se citește cu plăcere, implicare, fiindcă temele abordate, aspectele din viața celor nouă eroine, destinele acestora sunt repere ale timpurilor noastre, cu referiri, cu trimiteri în cotidianul românesc. Apar internetul, Facebook-ul ca mijloc de socializare, o bibliotecă modernă unde nimărește acel domn cu maniere de epocă, în căutarea unei partenere, care, bineînțeles, situația care ați văzut că creează o situație bilară, comică, apoi apar un caz de hărțuire sexuală foarte interesant, un escroc, cazul unui escroc sentimental, este rezolvarea, în maniera dumneei, a tragediei unei artiste cunoscute și doamna rezolvă, că explică și cauzele acestei drame cu un talent de detectiv, dar finalul este, în maniera dumneei, optimist. O soluție de viață este o soluție pe care o oferă un om cu experiență de viață și realist. Povestitoarea ilustrează întrebări de viață inspirate chiar din viața reală. În paranteză spun că sunt situații pe care personal le-am trăit, le-am traversat deja. Inepuizabilă tematica iubirii, a căutării celelalte jumătăți, a sufletului pereche, a partenerului de viață, a relației de cuplu. Majoritatea acestor povestiri au un happy end fericit. Altele conțin un oarecare tragism, de exemplu, povestirea în care eroina este Ellie și are, conține și trimite la paranormal. Doamna a și debutat cu o proză, în formula AS, cu aceea proză cu prăjitura Mătușa, da, care inclinație și pentru acest gen. Peste acestea, din urmă, se trece însă cu aceeași decență și cu înțelepciune, cu înțeleaptele sau resemnare. Deci, în concluzie, doamna Ilie Basilica vrea și reușește să surprindă pe viu din diferite unghiuri complexitatea, dar și unicitatea vieților noastre, uneori supuse inexorabil hazardului, dar și majoritatea rezolvate prin decizii ferme, care țin de tăria de caracter, de neabaterea de la normele etice. În fond, se poate spune și că viața poate fi așa cum ți-o faci, cum ți-o alegi, suma alegerilor și deciziilor noastre, mai ales în momentele de răscurge. Stilul dumneavoastră este simplu, curgător. Autoarea se concentrează asupra esențializării factorilor de viață selectate și nu recurge la rețete literare pentru a da întâmplărilor, ideilor, sentimentelor, materialitate și sens. Nimic nu pare artificial, confecționat în suita celor nouă povestiri, al căror fir epic se centrează, mă repet, în jurul aceleiași teme. Totul stă sub semnul autenticității și al sincerității, așa cum se întâmplă cu scriitorii care au un har născut, după citirea primelor pagini, se realizează atracția definitivă, lipirea, mai precis, de subiect, de personaje, finalizat cu speranța, unui va urma. Povestirile pot fi adevărate lecții de viață nemoralizatoare, însă lecții de viață pentru femei, dar și pentru bărbați deopotrivă, care sunt nelipsiți ca personaje secundare chiar din această planetă a femeilor.
Niciuna dintre cele două planete, a femeilor și a bărbaților, nu pot fi separate. Deci aceste două planete, preana, nu pot fi separate. Fără coliziunea, impactul dintre ele, n-ar fi posibilă viața, viața însăși, cu toate ale sale.